Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea se va încălzi ușor față de zilele precedente. Cerul va fi temporar noros și local vor cădea precipitații mixte, ce vor favoriza depunerile de polei. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și 0 grade, iar cele maxime între 1 și 5 grade. În zonele joase, izolat, se vor semnala condiții de ceață. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi predominant înnorată, unde maxima a ajuns la 4 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 0 grade. Mâine, meteorologii anunță vreme cu temperaturi asemănătoare în toate cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvanie, temperatura maximă va ajunge la 4 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 1 grad. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 4 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la minus 1 grad. La fel va fi și în Jibou și Cehu-Silvaniei, unde maximele vor atinge 4 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la minus 1 grad. În zilele care urmează, vremea se va încălzi ușor, astfel temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 9 grade Celsius. În cursul zilei de joi, maxima va atinge 4 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 1 grad. Temperaturi asemănătoare vom avea și în cursul zilei de vineri. Maxima va ajunge la 9 grade în miezul zilei, iar minima se va opri la 1 grad. În cursul zilei de sâmbătă, temperaturile vor crește ușor. Maxima se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 2 grade. Sunt Anca Olehuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salajdanul.ro. La revedere!